Și polițiștii au marcat venirea primăverii, în semn de apreciere și respect pentru șoferițe, aceștia s-au poziționat în cele mai aglomerate zone din municipiul Târgoviște în ceea ce privește traficul rutier, pentru a le oferi doamnelor și domnișoarelor un simbol al primăverii. Acestea au oprit la solicitarea agenților rutieri, crezând că au făcut ceva greșit sau că este un control de rutină. Însă au avut surpriza să constate că nu trebuie să prezinte actele, ci doar să zâmbească, bucurându-se de mărțișorul primit. Nu este pentru prima dată când se organizează o astfel de activitate, ci a devenit deja tradiție pentru reprezentanții Inspectoratului Județean de Poliție Dâmbovița, desfășurată în fiecare an în luna martie.